Alex Marinescu, invit. Ideea este ca pe site-ul ăsta să introducă un cont de Facebook, un cont de Twitter. Noi să încercăm să generăm niște keyword-uri și în perspectivă va fi o persoană cu un cont de keyword-uri. Noi vom încerca să recomandăm oameni plecând în stadiul inițial de la aceste keyword-uri, în ca procesul de recomandare de persoane se complice pe măsură ce timpul trece și proiectul se maturizează. Ideea este recomandarea de persoane care sunt asemenea nouă. De unde mi-a venit ideea? E extrem de interesant să vorbești cu oameni care sunt aproape de tine, care îți înțeleg ideea și mai interesant este să te dai mare în fața oamenilor care sunt ca tine pentru că te pot înțelege mai ușor. În definitiv, aici sunt mulți antreprenori care avem idei, degeaba vorbim cu oameni care nu le înțeleg sau nu știu să le aprecieze, am avea mult mai multă satisfacție dacă ne-am putea adresa unora care sunt mai apropiați de noi ca și profil. Hai să luăm și întrebări, mai avem un minut, repede, dacă avem întrebări pentru, te rog. Problema asta nu e rezolvată de site-urile sociale? În site-urile sociale ți se recomandă oameni care sunt la un nivel față de tine și sunt recomandați plecând de la legăturile pe care deja le ai. Filip. Te gândești la primița zonii, pe baza datelor de LinkedIn? Ar trebui să aibă o componentă puternică de inteligență artificială în care se face clustering de persoane. De aici o să vină și ideea de monetizare, în sensul că în momentul în care o să interacționez cu un anumit tip de oameni, mă gândeam că există și posibilitatea să porți discuții cu oamenii care sunt online și în momentul în care porți o discuție, având în vedere care sunt profilurile voastre, se genereze ad-uri targetate foarte bine pe ceea ce... Teodor? Câți oameni ai nevoie programator să termin 48 de ani? Având în vedere că proiectul ar trebui să crească organic undeva între, nu știu... 100 de ani. Și 8. Undeva între 3-4 oameni. Ok. Bun, mulțumesc.